Ei bine, dragii noștri, ne-am întors și așa cum am promis de la începutul acestei ediții, avem onoarea să-l avem lângă noi pe șef Cătălin Scărlătescu, care mi-a dat palpitații. Atâta onoare. Atâta onoare. Atâta onoare. Păi de când te aștept? Te aștept pregătită eu aici. Uite, m-am aranjat pentru tine. Uite, vină să mă vezi. Ok. Așa. Deci, unul, m-am aranjat pentru tine. Apoi am zis... Ce vrăjitare! Deci, înainte de emisiune mi-a zis că s-a aranjat pentru mine. Nu e adevărat că n-am zis asta, nu, pe cuvânt că n-am zis. Eu sunt doar un bucătar. Perfect! Noi nu, tocmai aici... Lăsați-mă bucătar. Nu încercați să mă faceți mai mult decât sunt. Așa e. Ești, de fapt, nu ești un bucătar, ești un șef. Da. Un bucătar excepțional. Hai să ne... Și plus de asta, am zis să începem... Poate învăța orice. Am deci înțeles? Eu acum mă simt ca o blonduță într-o cabină de... Dragul meu, am înțeles că ție, în general, îți plac majoritatea mâncării. Tot ce înseamnă mâncare, tot ce înseamnă preparat culinar, îți place. Nu. Mai puțin clătite. Mie îmi plac mâncărurile, alea bune. Alea bune. Alea gustoase, alea cele mai frumoase. Dar am înțeles că nu-ți place deloc clătită. Și că ai mâncat făcută de sora ta, dar așa, la insistențele surorii. Sora e nebună. Și... Încearcă ea să facă o clătită, care nu e nici coaptă, nici... Cu caramel sărat, nu? Am înțeles că așa a făcut, nu? Da, face deci tot. Deci dacă e vorba de clătite... Dar nu, nu iese. Nu? Nu iese. Poate, eu să știi că nu prea mă pricep. Știi foarte bine că nu prea mă pricep la gătit. Mădălina, eu am încredere în tine. Știu că în general trebuie să ai încredere în mine, dar... Și eu m-aș fi descurcat foarte bine, n-am costumul de clătite la mine, ci am un costum de clătite în care fac clătite. Nu am la mine în seara asta, dar ne descurcăm atunci și le faci tu. Există un costum de clătite? Normal. Am și niște pantaloni de șpagat. Deci vă arătam și un șpagat dacă aveam pantaloni, dar nu i-am la mine. Asta e singura chestie. Dar poate mănânci clătite din mâna mea, fii atent ce bine știu, că noi am pregătit aici foițe. Deci hai Mădălina cu foițe egal bucătar. Tu cu ăla tău, eu cu ăsta al meu. Dar și... tu m-ai ajuns, că noi suntem prieteni, nu degeaba, să-mi spui dacă fac bine sau nu. Ce-ți dau? Zi! Du-te mâna la al tău, că noi aici facem curs. Hai, în același timp. Deci, păi n-am ouă. Să-mi spui dacă fac bine. Uite ouă de aici. Și mie, mă. Trei ouă, dar doar două. Merge și așa. Reducem la două treimi toată treaba, da? Nu știi? Dar așa e că tu nu știi faci clătite, deci după ochiul meu așa. Băi, până aici sunt în elementul meu pentru că ouă mai gătesc și eu. Și el face fiecare ceva cu ouă. Și el face ceva cu ouă, da. Are două. Așa, acum... Cel puțin... Ouăle întrește, sparg pentru că așa nu se bate sarea, să adaugă făină. A, sarea, unde e sarea? Nu mai avem sare. Cum să nu? Trebuie să avem. Uite cum încerc eu să te cuceresc pe tine. Ia să vedem ce avem aici. E bune? Nu. Încerci? Nu, pot mai mult, dacă crede-mă. Clătitele și bătutul ouălor nu este punctul meu foarte. Să știi că nu mai mult. Îl face mai bine? Nu știu. Și el încearcă să... Eu aș fi făcut cu furculița. Eu cu furculița le bat de obicei. Așa, hai să zice că am e un pic peste mână cu ăsta. Dar m-am urdărit, dăm și noi un șervețel. Poftim. Deci avem nevoie de sare, serios. Hai, trecem peste asta cu sare. Cum să trecem peste sare? Nu există sare în bucate. De unde să știu eu cum e cu sare? Deci, regia, dacă avem pe cineva care ne poate da puțină sare, hai, trecem ne lipsește aici, la inventar. Așa, acum, se adaugă făină alternativ cu laptele. Deci tu trebuie să mă ajuți, că zice alternativ. Ok. Dar nu, toarnă un pic de lapte și toarnă o făină. Te rog. Să știți că noi acum facem niște eforturi să vă impresionăm pentru că suntem fanii tăi. Adică, uite, așa înseamnă alternativ. Fanii, hei! Nu fanii mei. Hai. Încercăm să te impresionăm, sperăm să ne și iasă. Hai, toarnă, că după aceea se fac cu coloșe. Păi nu, că gata? Trebuie să bați. Altfel nu. Știu. Să fac oricum cu coloșe. Uite-mă, toate-l mă ajută. Uite-l mă. Că toate-l mă ajută. Hai, mai trebuie, nu? Mai pun un pic de făină? Mădălina. De unde să știu eu? Mădălina, ia pupă-mă. De ce? Nu pot. De ce? Nu pot în prezența lui șef Cătălin Scărlătescu să te pup. Nu pot să fac acest lucru. Nu pot, iartă-mă. Deci ăsta este aluatul pentru clătite? Da. Oleu. Una e prea... Mădălina, trișez, păi ori faci tu... Păi nu, eu fac. Ori șef Scărlătescu. Așa, facem așa, ploaie, nu? Păi nu am, uite. Ploaie. E bine cum am zis? Da, ploaie, poți să-ți spui bine. E ok sau? M-am filmat și eu așa... Oh, gata, cred că e suficient, nu? Nu. Mai punem făină? Am laptele. Da? Da. Mă, dar bună și... Lasă ceva. Gata, opa. Suficient. Oricum, mă simt onorată, ținând cont că ție nu-ți plac clătitele și cu toate astea tu mă ajuți să fac, să facem clătite. De unde trebuie să știu eu cum să fac clătite? Nu știi, nu? Acum vezi tu cu mine? Pe bun. Pe cuvânt? Pe cuvântul meu, domnule, eu n-am gătit
n-am făcut și n-am să fac în viața mea clătite, dar aici mă ținui. Deci împreună facem pentru tine, vezi? Deci împreună facem. Vezi că trebuie să fie un pic mai groasă. Da, 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 am pus prea puțină făină deocamdată. Dar oricum, la mea trebuie să fie cea mai bună, deci. Am să încerc de dragul tău așa să fac niște clătite mai slăbuțe. Dar eu oricum sunt aproape gata. Dar cum e cu? De ce mă, unde mă trimiți? Hai să facem astea. Dar cum se dau? Ia uite ce mi-ai făcut. Băi, nu știu, dau drumul la astea pe cuvânt. Încercăm? Da, hai, ajută-mă. Mă, da. Nu glumesc, nu știu. Dar știu că sunt pornite, că aici gătesc, aici gătește Luca Dumitru. Bine. La mine în cărciumă. Așa. Unde eu cred eu e așa. Mai tare sau mai moale? Păi mai tare ne trebuie. Deci nu mi-e sclătite pentru că nu știu să prindă. Calm. Calm, nu? Așa. Deci am dat, a pornit. Acum am și eu din asta electrică acasă, dar tot. E pătaș, cred. Da. Bă, dar tu acasă ce mănânci, pe bune, acum? Din, în oraș tot timpul. Dar eu, deci, eu am... Deja vreo 3-4 care se gândeau să te ceară de soție, tocmai s-au răzgândit. Eu am aragaz cu touchscreen, dar pe care nu l-am folosit decât o singură dată. E încă în... Bun. Dar pe-al meu știu să-l pornesc de acasă. Pe bune? Pe-al meu, da. Dacă vrei, te invii la mine acasă să-ți arăt că știu să pornesc aragazul electric. Doar pentru asta te-aș invita, să-ți arăt că știu. Doar ca să-mi arăți că poți să pornești aragazul. Da, vrei să-i mai miști pentru altceva? Ia vezi, Madalina, cred că tocmai am pornit aragazul. Ai pornit? Cred. Unde ai pornit, că așa face și mie? Deci cineva să ne ajute, vă rugăm frumos, Mirela, vino, te rog eu și ajută-ne. Hai vino și ajută-ne. Ne ajut? Uite, ne dă producătorul, ok, că trebuie să ne ajut. Colegul. Haide, ne ajută regizorul, mulțumim, dragul nostru. Ce n-am face fără tine? Se ridica, mă. Păi așa am făcut. Și s-a dus până la 7 și după aia nu s-a apărut un mesaj. Gata, a pornit. Mulțumim, ești foarte bun. A dat Dumnezeu. Așa. Să lăsăm așa, nu? Ulei, da, punem ulei. Nu? Fără ulei? Fără ulei? Păi nu se... Asta e umedă. Că am pus prea mult lapte, păi și sincer. Nu se lipesc? Ești sigur? Că are o chestie de-aia super aderentă. Deci zici să nu pune niciun pic de ulei? Nu. Poate ești sigur, da? Eu merg pe mâna ta, că tu ești... Nu ai văzut toate reclamele alea cu tigăile? Hai! Că, eu, și cum facem? Învârte-o și pun un pic. Stai puțin. Prăjirea cât puțin, câte puțin, așa, în final tot trebuie să fie mătăsos, fără urmă de cocola și mătăsos aluatul. Așa, încinge tigaia bine, apoi unge suprafața tigăii cu grăsime, vezi? Trecem peste asta, cum zici tu. Ok. Purnați cu polonicul. Avem un polonic. Păi n-avem noi polonic? Mulțumesc, dragul meu. Ia uite. De plastic, de metal, cum vrei. Cum vrea sufletul tău, așa. Turnați cu polonicul sau cu cana aluatul de clătite în tigaia bine încinsă, în timp ce cu stânga rotiți tigaia așa încât aluatul să alunece toată suprafața. Asta deja e, s-ar putea să fie un pic prea încinsă, dacă mă întreb pe mine. Așa. Nu pun ulei, Mirela, că șef Scrătescu spune că fără ulei. Ia. Ce zici, Cătălin? Cum se descurcă? Cum se descurcă? El face. De unde? Să știu cum se descurcă. Hai să încercăm. La clătite, zic. Așa. Eu cred că o să se lipească. Ia, următoarea clătită o încercăm cu aluatul ăsta. Să ni se lipească clătitele. Nu că tu ai al tău. Tu fă-n tigaia ta. Bine. Ia. Bam, bam. Așa. Dar știi că... Perfect. E bine. Și am să pun și un pic de ulei. Foarte bine. Dar știi că trebuie să facem, să flambăm bananele. Dar nu știu cum. Care banane? Uite, acestea, bananele astea. Păi, ia-le, taie-le. Așa. Ia-le, taie-le. Ai un tocător? Ba da, un tocător. De ce ai pus pe tocător, mă, Adi? Pentru că n-am loc. Haide, dă-mi. Logic. Așa. Hai că o tai repede. Asta le lăsăm așa. Ia să vedem. Poplită. Nu poplită mi s-a slăbit. Poplită. Of, Madalina. Un cuțit dăm și mie, Mirela, te rog. Cătălin, ia zi-mi. Ce să zic? Acasă, când ești tu cu iubita ta. Uite, mă, că nu s-au ars. Tot așa îi explici cum să facă sau te ocupi? Nu. Personal. Doar eu. Doar tu. Doar eu. Păi și n-are nimeni loc de tine. Hai. Că așa cum a făcut-o la fel, a făcut doar el. Păi de-ai văzut? Păi da. Deci am pus aluatul de clătită. Uite că nu s-a lipit. Hai. Așa, da? Felice subțiri. Hai, tu taie banana. Așa, da? Fac bine? Păi... Uite că ne-a ieșit clătita și pufoasă. Hai. Ce bun ești! Stai așa. Stop.
Bun. Dă-te mai încolo. Ce, eu nu pot, n-am înțeles. Și trage... Bine, cel mai probabil nu, dar... Așa, bun. Hai. Mai fac? Nu. Avem un pic de unt? Da, unt. Avem ulei. Avem nu, unt? Nu, unt, unt. În frigider avem unt. Ați aduc acum. Păi am pus ulei și nu e bine. Am luat o mădălină. Da, avem unt. Un pic de unt. Un pic de unt. Da. De din ăsta gras. Foarte gras. Da. Dar stai să nu se vadă firma, înțelegi tu? Așa. Vrei să-l tem? Hai să-l tem un pic cu cuțitul, nu vrei? Doar un pic. Așa e bine? Un pic. Un pic. Mulțumesc. Plăcere. Așa. Cred că o să vă trebuiască asta. Dar știi că eu trebuia să gătesc să te impresionez pe tine. Dar de fapt tu mă impresionezi pe mine că mi-arăți, că mi-arăți că știi să faci și clătite cu banane, bun, flambate. Cum trebuie să flambăm astea? Cum se flambează? Le flambăm doar dacă avem alcool. A, uite alcool. Păi uite acolo, v-am pus. Am pregătit de prima mea clătită și... este un fiasco avem, total. Avem și un foc? Avem o brichetă? Avem brichetă, avem brichetă. Dați-ne o brichetă, vă rog. Avem de toate. Ținem cont că tu mă ajuți. Pune-o, te rog. Mersi mult. Ce ne-am face noi fără minunata echipă pe care o avem în spate? Ce ne-am face noi fără colegii noștri? Băi, am înțeles că nu te pricep să gătești, dar nici la băutură nu mă așteptam. Vezi? Te uiți frumos. Lasă-l pe Dumitrescu să facă de mâncare. Nu te mai gura. Poftim? Dumitrescu. O știi pe Dumitrescu? Da, așa. Doar el face de mâncare. Doar el. Doar el. Restul ne băgăm. Deci, te rog frumos, nu te mai băga. Așa ar trebui să fac, nu? Dar uite, văd că totuși mănânci cât de cât vrea, dacă ai pus ulei și arăți foarte gras? Bine. Nu care e gras? Nu? Ce gras? Untul acela. Păi nu. Nu e gras? Da. Dar nu s-au ars, e ok așa? Eu zic. Păi nu știu, întreb că n-ai zis păi să mă bag. Cum o să nu fie gras untul? Păi și unde sunt flambate? Unde sunt flambate? Ce, hai, ce? Mai am banane, vrei să-ți mai dau? Nu. Ei, abia acum începe magia, ia. Hai, facem. Ce tare! Nu, hai cu foc. Cu foc, uite foc. Dar sunt murdară pe mâini și nu merge. Ajută-mă tu. Ia. Aoleu, mi-e frică, aoleu, mi-e frică. Poate e ultima dată că ne vedem. Poate o să rămân fără, o să rămân fără mine. Dacă rămâi fără mine. N-am cum să rămân fără tine. N-ai cum, nu? Dar îți dorești să rămân fără mine? Nu. Nici eu să rămân fără tine, sincer. Că ești un om prea mișto, ești un om chiar minunat. Bun.